Vladimir Zelenski, actor și fost jurist câștigător al scrutinului prezidențial din Ucraina, va fi inaugurat în calitate de președinte al țării pe 20 mai, a decis Parlamentul de la Kiev, care a aprobat cu o majoritate clară o decizie în acest sens. 315 за, конституційна більшість. Отже, ми прийняли проект постанови. Printre altele, deputații aveau de ales între date precum 26, 28 mai sau chiar 1 iunie, în timp ce Zelenski își dorea ca inaugurarea sa să aibă loc pe 19 mai. Vladimir Zelenski a fost ales președinte al Ucrainei cu votul la 73% din cei care s-au prezentat la urne, în timp ce Petro Poroshenko, contracandidatul său și președinte al țării pentru 5 ani, a obținut puțin peste 24% din voturile alegătorilor. Zelenski a promis atunci să pună capăt războiului din regiunea Donbass și să lupte cu corupția în această țară disperată din cauza prețurilor mari și a scăderii nivelului de trai.